34. Excelența sa regretă... După cum știți, domnilor rosti ambasadorul Marțian, de la ultima noastră întrunire au avut loc mai multe evenimente. Avem destule de analizat și de hotărât. Cu atât mai mult îmi pare rău că distinsul nostru coleg de pe Mercur nu este prezent. Ultima afirmație nu era complet sinceră. Lui Bos nu-i părea chiar atât de rău că excelența sa ambasadorul Mercurului absenta. În schimb îl măcina îngrijorarea Instinctul de diplomat îi spunea că se petrecea ceva și în ciuda excelentelor sale surse de informații Nu avea nici cea mai vagă idee despre ce anume se întâmpla Mesajul de scuze al ambasadorului fusese politicos fără să dezvăluie nimic Excelența sa regreta că probleme urgente și care nu puteau fi amânate îl împiedicau să participe la întrunire Fie personal, fie prin intermediul hologramelor lui Bossi venea însă foarte greu să creadă că exista un lucru mai urgent și mai important decât Rama. Doi dintre membrii Comitetului au de făcut comunicări. Pentru început, dau cuvântul domnului profesor Davidson. Membrii Comitetului se foiră neliniștiți. Cei mai mulți considerau că astronomul cu binecunoscutele sale teorii cosmice nu era cel mai potrivit pentru postul de președinte al Consiliului Consultativ Spațial. Uneori lăsa impresia că formele inteligente de viață constituiau un regretabil amestec în universul maestos al stelelor și galaxiilor și că ar fi fost nepoliticos să le fie acordată o atenție excesivă. Faptul acesta nu-i încânta pe exobiologica dr. Perera cu o părere total opusă. Pentru ei, unicul cel al universului îl constituia nașterea rațiunii referindu-se plin de dispreț la fenomenele pur astronomice. Materie moartă era expresia lor favorită. Domnule ambasador Rostis Avantul, în ultimele zile am studiat comportamentul neobișnuit al lui Rama și aș vrea să prezint concluziile la care am ajuns. Unele dintre ele sunt oarecum surprinzătoare. Dr. Perera îl privi uimit, apoi zâmbi sarcastic. Era gata să aprobe orice ar fi reușit să-l surprindă pe profesorul Davidson. În primul rând este vorba despre fenomenele remarcabile petrecute pe parcursul zborului tânărului locotenent în emisfera sudică. Deși spectaculoase, descărcările electrice nu sunt importante, se poate arăta destul de ușor că ele nu implică o energie mare. Au coincis însă cu o schimbare a vitezei de rotație a lui Rama și a poziției sale, deci a orientării spațiale. Acest lucru a implicat o cantitate uriașă de energie. Fulgerele care au fost cât pe aici să-l coste viața pe domnul uh, Peck au reprezentat un subprodus minor, simple scurgere ale uriașilor conductori electrici de la polul sud. De aici trag două concluzii. Atunci când o navă și în ciuda dimensiunilor sale fantastice, Rama este o navă schimbă poziția, asta semnifică o schimbare de orbită. Suntem deci obligați să luăm în serios afirmațiile celor care susțin că Rama nu se întoarce în spațiu, ci se pregătește să devină un însoțitor al sistemului nostru solar. Dacă așa stau lucrurile, atunci Endeavor trebuie să fie pregătită să aprindă jeturile, așa se spune despre nave nu, în orice clipă. Cât timp este atașată fizic de rama se găsește într-un pericol real. Bănuiesc că domnul comandant Norton este conștient de această posibilitate, însă cred că ar fi bine să-l avertizăm încă o dată. Vă mulțumesc, domnule profesor. Da, domnule Solomons? Aș dori să completez afirmațiile antevorbitorului meu. Se pare că rama și-a schimbat orbita fără să utilizeze jeturi sau alte dispozitive cu reacție. Acest lucru mi se pare permite doar două ipoteze. Prima. Rama este dotat cu giroscoape interne sau cu echivalentele lor. În acest caz ar trebui să fie enorme. Unde se găsesc? A doua ipoteză ar răsturna întreaga fizică cunoscută nouă. Rama posedă un sistem de propulsie fără reacție. Așa zisul motor cosmic în care domnul profesor Davidson nu crede. Dacă lucrurile se prezintă așa, rama poate executa aproape orice manevră. Vom fi incapabili să anticipăm mișcării de fie și cu aproximație. În mod vizibil, pe diplomații îi uimeau ultimele remarci, iar astronomul refuză să se lase atras în polemică. Îi ajungea pentru o singură zi. Dacă nu aveți nimic împotrivă, eu voi rămâne fidel legilor fizicii până nu mă voi vedea obligat să renunț la ele. Dacă n-am găsit giroscoape în rama, probabil n-am căutat destul de bine în locurile cuvenite. Ambasadorul Bos observă că Perera devenea nerăbdător. În mod normal, exobiologului îi plăcea să se angajeze în speculații. Acum, pentru întâia oară, avea însă date precise pe care să se bizuie. Știința sa multă vreme considerată o rudă mai săracă se transformase peste noapte. Perfect, dacă nu mai sunt alte comentarii, domnul Perera are de făcut o comunicare importantă. Vă mulțumesc, domnule ambasador. Am văzut cu toții că deținem în prezent o formă de viață ramană, iar alte câteva au fost observate în apropiere. Medicul șef din Endeavor a redactat un raport complet despre disecția creaturii păianjeni. Trebuie spus din capul locului că unele rezultate uimesc și că în alte condiții aș fi refuzat să le dau crezare. În mod clar, păianjenul este organic, deși chimia lui diferă de a noastră din multe puncte de vedere. Conține cantități considerabile de metale ușoare. Totuși, din rațiuni principiale, ezit să-l denumesc animal. 1. Nu pare să posede gură, stomac, intestine, nicio modalitate de digestie a hranei. 2. Nu are organe respiratorii, plămâni, sânge sau aparat de reproducere. Mă veți întreba, atunci ce are? Ei bine, există o musculatură simplă care controlează cele trei picioare și cele trei tentacule ori senzori. Posedă creier destul de complex, dirijând în special vederea trioculară. Dar 80% din trup este alcătuit dintr-un fagure de celule mari care și-au anunțat prezența într-un mod atât de neplăcut pentru medicul șef. Dacă Ernst ar fi fost mai norocoasă, ar fi recunoscut-o la timp, deoarece respectiva structură ramană este singura care există pe pământ, deși numai la câteva animale marine. În majoritate, păianjenul constituie pur și simplu o baterie foarte asemănătoare cu țiparii electrici. În acest caz însă, curentul nu este folosit pentru autoapărare. Este sursa de energie a creaturii. Tocmai de aceea ea nu prezintă aparate de digestie sau respirație, fiindcă nu necesită asemenea mijloace primitive. Întâmplător asta înseamnă că s-ar simți perfect în vid. Avem prin urmare o ființă care, prin scop și intenție, nu reprezintă decât un ochi mobil. Nu are organe de manipulare. Tentaculele sunt mult prea fine. Dacă mi s-ar da aceste detalii despre o mașină, aș spune că este un simplu mijloc de recunoaștere. Comportamentul se potrivește descrierii. Păienjenii nu fac altceva decât să alerge și să privească lucrurile. Asta e tot ceea ce pot... Uh... Celelalte animale diferă însă. Crabul, steaua de mare, rechinii, alte denumiri mai potrivite nu avem, sunt evident capabile să manipuleze obiecte în mediul lor părând specializate pentru anumite funcții. Presupun că și ele se alimentează cu energie electrică deoarece aidoma păianjenului nu posedă orificii bucale. Sunt convins că înțelegeți problemele de biologie ce decurg de aici. Oare astfel de creaturi au evoluat în mod natural? Personal nu cred. Ele par proiectate ca mașinării pentru anumite munci. Dacă ar trebui să le descriu, le-aș spune roboți, roboți organici, ceva pentru care pe pământ nu există analogie. Dacă rama este o navă, poate că roboții aceștia fac parte din echipaj. Cât despre modul cum s-au născut, cum au fost construiți, îmi vine greu să am vreo părere. Bănuiesc că răspunsul se găsește în New York. Dacă Norton și oamenii lui vor aștepta suficient, s-ar putea să întâlnească ființe tot mai complexe cu un comportament imprevizibil. La un moment dat, îi vor întâlni probabil și pe ramani, pe adevărații creatori ai acestei lumi. Când se va petrece asta, domnilor, nu va mai fi niciun fel de îndoială.